Bună ziua, doamnelor și domnilor! 11 septembrie, Cezar Zanfir, sudul Angliei. Am greșit în filmulețul de ieri, am zis că e 9 septembrie, de fapt era 10. O zi bună astăzi. Cred că sunt vreo 18-19 grade. Albinele sunt extrem de încântate de ce găsesc acum în natură. Dacă vă uitați în aer, este agitație. Astăzi vreau să vă prezint ceva ce mi se pare mie interesant. Uite, acest stup este, a fost breederul meu de anul acesta. Activitate bună la Urdiniș. Avem, bineînțeles, cred că și nectar, pentru că se simte foarte puternic mirosul de iederă, de nectar de iederă. Practic, ce vreau să fac, pe scurt, acest stup a primit tratament cu oxalic long release oxalic. Deci oxalic cu eliberare prelungită. Știți de pe modelul lui Randy Oliver, paduri îmbibate cu soluție oxalic cu glicerină. Să vedem și cum e familia. Am pregătit și verificarea, să verificăm și numărul de varoa. Încerc să fiu cât mai scurt, nu prea am foarte mult timp, dar cred că merită să vedem cam cum arată familia și cum arată și infestarea. Să vedem dacă treaba asta cu eliberarea prelungită a oxalicului are rezultate bune. Avem aici un fel de foaie de control. E greu de văzut ceva. Parcă se vede și un varroa 2. E plin de polen, pentru că intră polen foarte, foarte mult. Știți ce am uitat? Am uitat să fac fum. Haideți că totuși fac o mică pauză și revin imediat. Am uitat de fum, da. Am revenit, haideți să vedem ce găsim aici. Evident că n-am mai deschis familia asta de la extracție. Și atunci caturile superioare, bineînțeles. Ia să vedem dacă funcționează și fumul. E bine că avem și multă lucrătoare la cules, la serviciu, da? Să sperăm că lucrăm mai. Da, fumul meu. Mă rog, haideți că cât de cât. Padurile de oxalic au fost între corpuri, da? Aici au fost, bineînțeles, alte corpuri. O să le luăm frumos. Nu e rău să ai și o daltă când lucrezi la stup, nu? Ia să vedem. Aha. A început să fie. Da. Ca să și vorbesc ceva în timp ce încerc să desprind padurile. Randy Oliver zice că padurile folosite ar trebui să fie foarte rezistente, în sensul să nu fie mâncate de albine, ceea ce practic am contrazice așa obiceiul general. Și chiar și oxistripul, care pare că este distrus de albine,
Adică îl scot afară. Paturile mele, după cum vedeți, sunt aproape intacte, doar că, mă rog, s-au mai secționat un pic. Faptul că sunt încă aici, după 50 ceva de zile, înseamnă că sunt bune pentru modelul explicat de Randy Oliver, adică paduri care nu sunt mâncate de albine, mâncate, care nu sunt distruse de albine și scoase pe ordiniș. Ideea fiind de eliberare prelungită a oxalicului. Să știți că padurile sunt încă umezi, nu văd nimic care ar arăta că sunt uscate sau că n-au oxalic. Sunt aproape ca în prima zi. Oricum, și Randy Oliver zice că a observat după cântărirea padurilor la finalul tratamentului că chiar dacă ele conțin 50 de grame de oxalic, nu se eliberează decât până la jumătate, deci nici jumătate. Cu alte cuvinte, important este să existe din belșug în stup, pentru că nu se eliberează așa cum cred unii, se eliberează dita mai cantitatea 50 de grame. Hai că poate o ia și fumul. Încerc să scot o ramă, să vedem ce avem. Aici suntem în al doilea cat, știți modelul, nu mai reiau tot timpul. Acest cat, teoretic, este pentru rezerve. Cuibul lor este în catul de jos. Hai să vedem ce e aici, în primul rând. Opa, încercam să scot alta. E destul de greu pentru... Ah! N-am mai deschis tupul ăsta de ceva timp. Cam așa stau lucrurile. Rezerve bune, dar și vârful de... și vârful cuibului. Vedeți? Deci rezervă. Ele deja coboară cu rezervele în jos. Ia să vedem dacă pot eu cumva să... la în siguranță, să mai scot una și după aceea să mergem în cuib, că acolo ne interesează de fapt. Același lucru, vedeți? Deja coronița coboară. Deci ele vor blinda acest corp. Se vede probabil toate celelalte rame sunt cumva la fel, forma cuibului, puietului, adică. Deci până acum nu se văd efecte negative, adică familia este super populată, nu vedem nicio problemă. Să vedem cuibul acum. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit, adică căpăcit în continuare, dar blindat de rezerve. Vă dați seama că acest cat acum o să fie foarte greu, pentru că este plin. O să încercăm să-l iau și să-l pun pe aici, pe undeva, și să intrăm în cuib. Să facem și testul, verificăm. Și ce mai face și vaca? Ups. Și cam asta ar fi pentru astăzi. Cel mai interesant. Oh, oh, oh. Și cel mai interesant lucru, bineînțeles, este ce se întâmplă cu varoa. La modelul ăsta de tratament cu long release oxalic. Cam așa arată corpul meu de cuib. Bine că e ceva cules, că altfel nu știu cum am fi lucrat. Ia să vedem. Acesta este un corp national.
este un pic diferit. Nu este nici langstroth, nu este nici mer, este o dimensiune englezească. E ceva între langstroth și merul meu, dar pentru că eu vând roi pe National, țin și corpuri de National. Eclozează puietul și bagă, vedeți albinele cu polen, bagă puternic cu estură. Să vă arăt și frumoasa, dacă se vede cumva, da, cred că se vede acum, dacă se dă și albina aia la o parte. Am găsit și matca, dacă a ajuns pe aici, situația e complicată, pentru că nu mai are spațiu. Este evident că nu mai are spațiu. Bun. O să încerc să fac un mic artificiu să protejez matca. De aici, o să o pun în corpul o să o pun într-o cutie temporar. Cel mai curios lucru la acest moment este că am trântori în familie, dar am și trântori pe puiet de trântori. Asta ca să fac o... Să fac așa o pledoarie a ceea ce am discutat aseară pe unul din live-urile românești Dan Damian, Puștu Stuparu, și anume că familia, aici avem practic păstură, le spuneam colegilor aseară că rezerve, ceva puie de trântore. Și bineînțeles, iese căpăcitul și bagă, da. Vreau să fie o dovadă a ceea ce am vorbit aseară, în sensul că dacă familia este într-o anumită fază, tu trebuie să o servești, dacă se poate, altă ramă plină de păstură, nici nu știu în ce măsură se vede, și aici e căpăcit în totalitate. Și aici suntem la margine. Probabil că observați, nu? Da. Dacă familia mea nu este în starea de a se pregăti de iarnă, eu nu am de ce să lucrez la ea, să spunem așa în ghilimele, în acest sens al pregătirii de iarnă. Pur și simplu, familia asta încă nu este în starea de pregătire de iarnă. Și atunci dacă eu o... Ia uitați-vă cum arată o ramă cu păstură efectiv cap-coadă. A câta ramă cu păstură ar fi? Ia uitați-vă ce aici. Deci exact ceea ce spuneam și colegilor aseară, eu jos nu o să am miere aproape deloc, în schimb o să am foarte, foarte, când zic foarte multă, mă refer din 10 rabe, 7, de exemplu, cu păstură. Ele, și la mijloc o să fie și rame goale, practic ele cam asta fac. Își
Mamă, cât albină e. Cred că e totuși cam înghesuit. Vă dați seama de seara când a venit toată albina de la cules. Cred că totuși trebuia să-i mai las ucatul. Eu n-am un cules acum să-mi umple un cat, dar dacă lăsam, cred că căpăcit iese căpăcitul, adică eclozează și introduc imediat polen. Nectar, bineînțeles, dar nectar ăsta știi ce se întâmplă cu el. Îl cară sus noaptea. Acum îl depozitează pe unde pot, că ieri am avut aproape un kilogram la cântar. Astăzi probabil că depășesc un kilogram, că ieri au fost numai câteva ore cât de cât. Ia uitați-vă aici, 10 septembrie. Asta chiar e din leaț, auleu, asta chiar e din leaț în leaț. Chiar e din leaț în leaț. O să mai scot una și mă opresc, pentru că probabil că realizați că cuibul este cam așa. Poate, cine știe, poate găsim și larvar, poate, dar spațiu nu prea mai este. Cred că am făcut o eroare că i-am luat catul. Da, în sfârșit. De-aia era mat. Ia uite, leaț, leaț. Cred că am făcut o eroare până la urmă că i-am scos, că i-am dat catul jos. N-are unde să-și depoziteze. Vreți încă una? Hai, încă una. Probabil vă dați seama că eu nu fac așa ceva niciodată. Dar poate găsim larvar. Leaț, leaț, niciun larvar. Leaț, leaț, niciun larvar. Nu mai continui, da? Că sigur o să găsiți și larvar, dar deja exagerez și n-are sens să le chinuim. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cam 8 rame de puiet. La 8 rame de puiet, probabil că înțelegeți și dumneavoastră de cuie căpăcit. Sau poate ieși larvar mai încolo. Nu v-aș contrazice. Ideea este că această familie va intra efectiv blindată în iarnă de albine. Au, după cum v-am arătat, au catul cu miere cu rezerve sus. Această familie n-am reușit să o hrănesc, pentru că am avut catul, v-am zis mai devreme, am avut catul de... Hai, dragă, hai jos! Dar să luăm matca, să o punem, să o luăm de aici. Unde te duci? I-am luat catul de recoltă și a rămas cam cu multă albină. Și când o și ecloza, să vedeți dansuri. Am luat matca. Uitați-o aici. A intrat în siguranță și am încheiat inspecția. Inspecția asta a făcut mai mult de dragul dumneavoastră. Cred că e târziu să-i pun cat acestei familii. Nu trebuia să, trebuia să-i înlocuiesc. Acum e deja târziu să mai discutăm asta. Ca să concluzionăm ceva. Ce avem? O grămadă de căpăcit, matca viabilă, aproape în totalitate albine, cum să zic, nurse bees, albine doici. Facem o verificare scurtă dacă mi-aș găsi și peria, cred că aș fi
Cred că aș fi foarte fericit. Mă rog, nu mai stăm la... Da. Haideți, poate îngăsesc peria și revin imediat. Oh, trebuie să-mi cer mii de scuze, am fost chemat de fetele mele. Eu sunt lângă un club de tenis aici și fetele mele, azi e finala campionatului clubului și ele joacă pe terenuri și a trebuit să plec până la mașină. Rămâne să reiau testul. Nu mai lungesc aici filmarea. Așa arată alt stup activitatea la stupii de producție. V-aș arăta așa în aer. Nici nu știu dacă se vede ceva. Mie îmi place la nebunie când mă uit și văd cerul împânzit de albine care caută să aducă mâncărică la cuib. Rămâne așa pentru moment. Ați văzut și cum arată stupii de producție. E adevărat că să nu credeți că toți arată chiar în halul ăla, dar nu e niciunul mai puțin de cutii pline. Respectiva familie este prea înghesuită, recunosc, asta nu e un lucru bun. De obicei nu le țin în halul ăla de înghesuite, dar mă rog, este și un pic suprapopulată. Restul sunt, așa cum știți, 2-3 corpuri, 2-3 corpuri, 2 corpuri, ăștia iar de producție aici, 3-3, la fel și ăștia. Încă avem ceva vreme bună, chiar dacă noaptea o să avem 4-5-6 grade, familia mare nu resimte niciun fel temperatura, pentru că ziua, după cum vedeți, vine... abundența din natură. Abundența de polen și de nectar și atunci mai avem încă ceva timp să mărim, adică să pregătim colonia bine pentru iarnă. Vă las aici. La revedere. Spor la treabă. Nu trebuie să faceți ca mine. Nu trebuie să să interpretați lucrurile astea eronat, că așa e bine, că așa e rău. Nu știu cum e bine, nu știu cum e rău, dar există niște principii în apicultură pentru care dacă nu le știi sau nu le respecti, greșești. Aici este sacul meu cu paie pentru fum. V-am arătat și asta așa în final. Vă doresc o zi cât mai bună și spor la treabă!